Bun găsit! Tutunul dăunează grav sănătății. Cu toții știm asta, însă realizăm cât de periculos este și fumatul pasiv. Profesorul Florin Mihălțan ne spune astăzi tot ce nu știm despre fumat, cum să ne lăsăm cu ușurință, dar și care sunt afecțiunile asociate acestui viciu. Mare atenție, fumatul este o boală, chiar dacă nu realizăm asta. Domnule doctor, cât de rău ne face de fapt fumatul? Ce nu știm atunci când tragem un fum de țigară? Fumătorul și tabagismul este considerat o boală. Este ceva poate mai mult decât o dependență. Este un factor cauzal și factor de risc, depinde de amplitudinea și anvergura pe care o îmbracă pentru fiecare boală, care este legat în jur de 100-110 patologii respiratorii, dacă vorbim, dar lista este mult mai lungă, intră și în ordine bolile cardiovasculare sau chiar boli care aparent nu ar spune nimic, cum este, de exemplu, o boală endocrină sau o boală metabolică, și aici, în lista aceasta, trebuie sau gastrică. Da, sau gastrică, sau, de exemplu, diabetul zaharat. Exact. Din punctul de vedere al simptomelor, aici un fumător de multe ori are, în afară de fenomenele de sevraj, se știe că în 24-48 de ore apar foarte puternic aceste fenomene de sevraj. Fenomenele de sevraj pe sunt care le recunoaște iritabilitate, imediat. Lipsă de concentrare, tremurături, apetit crescut, tulburări de tranzit. Acestea îl fac ca singura soluție pe care o găsește la pasul următor este să reia fumatul. Trebuie să știe că aceste fenomene de sevraj, cu cât se îndepărtează de momentul în care a întrerupt consumul de tutun, se estompează. Dacă se face în orice statistică, prima afirmație mă pot lăsa cu voința. Voința funcționează în 5% statistic pentru această masă de fumători. Deci n-ai zice că, ai zice că cea mai importantă e voința, de fapt. Da, și de fapt nu, nu este, pentru că este un minim de potențial pacienți care realizează acest lucru doar prin voință. Ei au nevoie de ajutor și trebuie să știe că în cabinetele de consiliere există foarte multe posibilități de a fi ajutați medicamentos. Sunt linii de medicație care merg pe substituenți de nicotină, adică primește doar nicotina și nu și ceilalți compuși toxici. Există medicații care se iau și care iau dorința de a fuma sau care substituie nicotina și iau și dorința de a fuma în paralel. Deci trei linii medicamente care de obicei se folosesc între 2 și 3 luni și care au o rată de succes pentru medicațiile cele mai inteligente, care, cum le numim noi, până la 45-50%. Sper că am înțeles cu toții cât de nociv este pentru noi, dar pentru cei de lângă noi? Există două feluri de expuneri care sunt competitive cu fumatul activ. Este fumatul pasiv și aici sunt dramele familiale în care de multe ori soția este nefumătoare, dar face exact aceeași patologie ca și inclusiv cancer pulmonar ca și soțul fumător, doar pentru că este expusă, și mai este fumatul la mâna a treia, cum îl numim noi, adică în cea mai bună experiență pe care o poate trăi un fumător la mâna a treia este să meargă într-un hotel cu o cameră de fumător și dacă doarme acolo, datorită fumului care s-a impregnat cu tot ce este nociv în carpete, mobil și așternuturi, dimineața simte toate plăcerile expunerii la fum de țigare, începând de la iritația gâtului, nas angorjat, tuse, care pot să apară la un fumător clasic. Și până la urmă, fumatul ocazional? Fumatul ocazional este curtat atât de industria tutunului, cât și fumătorul ocazional este curtat atât de industria tutunului, cât și de noi, pentru că este cel care își creează trambulina spre consum regulat. Și noi știm că fumătorul ocazional este la fel de fragil și de sensibil la mesajele antifumat, deci acolo este... S-ar putea să nu se apuce. S-ar mai spune și că ar exista și niște beneficii dacă fumăm. E adevărat, nu e adevărat? A existat astfel de articole în presă care susțineau că poate să fie protectiv pentru fibroza pulmonară sau pentru boala Parkinson. Există o multitudine de
contraargumente care dovedesc că acești pacienți nu numai că nu beneficiază, dar rata lor de supraviețuire este influențată decisiv de continuarea consumului de tutun. Ce nu e important e să ne lăsăm până la urmă de tutun este sau să nu ne apucăm. Un moment decisiv care poate să ritmeze viitorul nu numai al individului fumător, dar și al familiei, cu influențe importante. Vă mulțumim mult pentru aceste sfaturi extrem de utile. Mare grijă așadar la tutun. Ne revedem și mâine.